ziua! Felicitări! Mulțumesc! Doamne ajută! Ia a fost și antrenorul echipei noastre, domnul Agustin Eduard. Ne-a gustit câteva concluzii și întrebări. A fost o întreagă aventură cu istoria ei. Sunt extrem de fericit. De fapt, cred că în afară de căsătoria fiicei mele, n-am mai trăit asemenea sentimente, probabil, decât când jucam și aveam performanțe. Acum vreau, în primul rând, să vă aduc aminte și sper să fiți de acord cu mine că acești jucători, la un moment dat, li se insuflase faptul că n-au valoare sau că nu sunt receptivi. Mie mi-au demonstrat cu vârf și îndesat că atunci când vor și când primesc indicații corecte, lucide și reale despre fotbal, ei știu să reacționeze. De asemenea, vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor, pentru că au dorit să-și arate atașamentul față de modul meu de a colabora cu ei și de a crea o punte traversabilă între mine și ei. Nu există niciun secret, există multă muncă, multă determinare, multă voință din partea mea și a lor. Există această legătură sufletească pe care, dacă nu o ai cu jucătorul de fotbal sau, în general, cu sportivul, este greu să-ți și respecte ideea de joc și să respecte pe ei înșiși valoarea lor, cota lor și, bineînțeles, și a rezultatelor. Ați văzut că le-am spus și la arbitrii, noi nu prea mai suntem lăsați să jucăm în numărul cu care ești obligat să începi jocul. Deci noi în ultimele 3 meciuri, și scuzați-mă, nu vreau să spun că a fost corect sau incorect pentru că am jucat în inferioritate numerică. Vreau doar să mă refer la ce înseamnă această unitate, această punte între jucători și antrenori, cu care ei, la un moment dat, pot să-și depășească și limitele. Pentru că ultimele 3 victorii, 2 în deplasare, la Arad și la Târgu Jiu, și aceasta de acasă, cu Timișoara, le-am jucat în inferioritate numerică. La Arad în 10, la Târgu Jiu în 9 și astăzi în 10 din nou. Sper că cei care au puterea în mână să analizeze real și corect acest parcurs de când sunt eu la echipă și
să facă un efort, să recompenseze și efortul depus de acești jucători. Cu această ocazie vreau să le urez atât jucătorilor, cât și suporterilor care foarte puțini, dar inimoși, și chiar mă miră, după 3 victorii, între care 2 în deplasare, să nu fie stadionul cel puțin jumătate plin, mă miră foarte mult și îmi dă de gândit foarte mult. Pentru că dacă vă uitați prețelele de socializare, sunt 10.000 de comentarii. Iar la meci, practic, vin cei care chiar doresc să vadă această echipă la lucru, cu păcate foarte puțin. De unde vin atunci acele comentarii? Dacă se stă acasă în pat și comentezi, fără să vii să vezi meciul, mi se pare incorrect. Și este incorrect. Vreau să le mulțumesc celor care au avut încredere în mine. Sper că i-am făcut să se simtă fericiți, că au fost inspirați să mă numească antrenor principal. Atât lui Vasile Popa, Jean Barbu, cât și domnului Gentea Cristi. Nu știu ce va fi în continuare. Eu nu mă rog de nimeni. Dacă cineva vrea să apeleze la serviciile mele în continuare, va trebui să aibă o discuție foarte serioasă și amănunțită cu mine. Noi, de la 3 puncte de retrogradare, am ajuns la 19 puncte când am găsit eu echipa în 15 etape. În 6 etape am luat 15 puncte. Și acum vă las pe dumneavoastră sau pe cei care comentează și analizează, să vedem la ce concluzie ajung. V-ați fi dorit să mai continue campionatul, deși practic nu era posibil? Pentru că e seria asta bună? Da, mi-aș fi dorit. Vă dați seama că la un moment dat, din sărbătorile și tot trebuia să se oprească. S-a mai jucat pe 20 câteodată. Da, orice în viață continuă. Se oprește temporar. Se va relua. Când ziceți că ați rămâne luat varianta de principal? Nu, eu nu zic nimic. Nu. Eu am spus că sunt. Aștept să vedem dacă mă întreabă cineva ceva. Pentru aceste puncte câștigate, pentru publicul care pleacă fericit de la stadion, pentru imaginea Piteștiului, a echipei FC Argeș, care nu este oricine în România, da? Și, bineînțeles, a celor care chiar iubesc această echipă, că mi se pare că sunt cam puțini. Am făcut așa un calcul matematic, îmi place. Aveți un procentaj de 83,33. Acum, 5 din 6 victorii. Și am făcut așa o generalizare sau extrapolare. Dacă aveam același procentaj pe toate etapele, am fi fost pe primul loc. Credeți că se poate implica Argeșul în retur măcar la a ataca locul de baraj? Și dacă nu e prematur și din alte puncte de vedere? Da, m-ați ajutat foarte mult. Întrebarea este excelentă. Și matematica. Și matematica, da? Am avut o criză. Nu. Îmi cer scuze, nu vreau să deranjez pe
pe nimeni, s-a muncit și înaintea mea, probabil că a lipsit și șansa, poate n-au fost nici ei inspirați. Nu vreau să... Dacă se poate implica Ardeșul în lupta pentru, măcar pentru locul 3? Care da, e foarte, e foarte greu de spus și să știți că în general în viață eu sunt un om mai reținut, mai precaut. Chiar dacă acum sunt foarte entuziasmat de acest mini parcurs, mi-e greu să fac anumite calcule și premoniții. Dar, bineînțeles că probabil că dacă mă voi hotărâ să continui sau mă va invita cineva să continui, probabil că vom continua tot la fel ca și până acum. Dar luați în calcul și varianta de secund, pentru că dacă se schimbă... Nu. Deci doar dacă nu schimbă... Nu, nicio formă. Deci ori principal ori doc. Da. Și vă întrebam dacă cumva s-ar ajunge la o luptă măcar pentru locul 3. Cu sau fără dumneavoastră? Credeți că ar fi prematur din anumite puncte de vedere al pregătirii echipei pentru un eventual baraj? Da, probabil că aici iarăși m-ați ajutat. Deci aceste programări pentru a urma un anumit obiectiv nu sunt atât de simple. Trebuie să fie bine organizate, bine gândite, bine calculate și însumează cu totul și cu totul altceva decât ce am găsit eu aici. Cam mai mult, deci e greu la baraj? Sau dacă ajunge în Liga 1, să mai întâmplă cum se întâmplă la Juventus București? V-am spus și vă repet, nu vreau să intru în foarte multe amănunte, pentru că nu vreau să deranjez pe nimeni, dar ca să faci performanță și să-ți propui un obiectiv înalt, trebuie să asiguri și ceea ce este necesar pentru a realiza acest obiectiv. Deci înțeleg că deocamdată nu. Mă abțin. Domnul Bogdan Andone era nemulțumit de faptul că joacă toate echipele într-o singură serie. Dumneavoastră ați îmbrățișa ideea Ligii a doua din două serii? Asta ca să evite deplasările lungi, oboseală, jucători și alte ani. Nu aș îmbrățișa această idee, deci eu consider că sunt și echipe la un anumit nivel de valoare și în Liga a doua. Și prin asta știu că sunt aceste costuri ale deplaselor, dar aici îți cunoști foarte bine locul unde ești. Adică valoarea echipei propriu-zisă. Pentru că întâlnești în acest campionat toate echipele, deci nu ești împărțit în două. Și în fond numărul de kilometri e același pentru toată lumea, că toată lumea merge la... Sigur că nu, da. Bine, la noi în România, dar normal n-ar trebui să se pună problema asta. Într-un fotbal respectat. Și așezat. Da. Și așezat. Da. Uite, dacă nu mai sunt...